Cetățenii Salăului nu au participat la dezbaterea publică pe tema bugetului pentru anul 2016. În cadrul dezbaterilor publice organizate de instituțiile publice, fiecare locuitor al orașului poate să-și exprime sugestiile cu privire la tema de discuție. Pentru o dată de 1 februarie, dezbaterea se referea la bugetul municipiului Salău pentru anul 2016. Cetățenii care doresc ca problemele edilitare să le fie rezolvate pentru a prioritiza ceea ce ei consideră important și necesar pot să își spună și să își susțină opiniile în cadrul dezbaterii publice pe tema bugetului, dezbatere pe care executivul primăriei și Consiliul Local sunt obligați să o organizeze înainte de a fi aprobat bugetul pentru anul în curs. Astfel, sala de ședințe a Consiliului Local a rămas goală în intervalul orar în care urma să se desfășoare consultarea publică. Concret, niciun cetățean din Zalău nu pare interesat de cum vor fi cheltuiți banii publici în 2016. În același timp, poate fi vorba de o campanie de informare superficială cu privire la data desfășurării dezbaterii publice, ba chiar despre lipsa totală a informației cu privire la data și ora organizării dezbaterii. În contextul în care din ce în ce mai multe persoane se informează din mediul online, se poate constata că informațiile cu privire la această consultare nu există pe pagina online a instituției. De asemenea, informațiile nu au apărut în nicio publicație locală și nici la un alt mijloc de informare media. În mod cert, rezultatul este clar. La fel ca în ultimii ani, nimeni nu a fost prezent la această ședință de consultare publică.